Lăudați pe Domnul! Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Psalmul 34 cu versetul 1. Oare toate exercițiile noastre devoționale să constea numai în a cere și a primi? Să ne gândim oare totdeauna la nevoile noastre și niciodată la ceea ce primim? Să fim oare primitori ai milei sale și niciodată să nu ne exprimăm recunoștința către Dumnezeu, niciodată să nu-L lăudăm pentru ce a făcut El pentru noi? Noi nu ne rugăm prea mult, dar suntem prea zgârciți pentru a-I aduce mulțumiri. Dacă pentru iubirea plină de bunătatea lui Dumnezeu am aduce mai multă mulțumire, recunoștință și laudă, noi am avea mult mai multă putere în rugăciune. Vom abunda mai mult și tot mai mult în iubirea lui Dumnezeu și vom avea mai multă laudă să-I aducem. Voi, cei care vă plângeți că Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunile, schimbați ordinea prezentă a lucrurilor și amestecați lauda cu cererile voastre. Atunci când vă veți gândi la bunătatea și mila sa, veți constata că El va lua în considerare nevoile voastre. Rugați-vă, rugați-vă cu ardoare și fără încetare. Dar nu uitați să aduceți laude. Este de datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu să-I justifice caracterul. Voi puteți să preamăriți pe Domnul, puteți să arătați puterea Harului Său susținător. Sunt mulțimi care nu apreciază marea iubire a lui Dumnezeu și nici divina compasiune a lui Iisus. Mii privesc chiar cu dispreț Harul nemăsurat arătat în planul de mântuire. Toți cei care sunt părtași la această măreață mântuire nu au o percepție clară în această problemă. Ei nu cultivă inimi recunoscătoare. Dar tema răscumpărării este una la care îngerii doresc să privească. Ea va fi știința și cântecul celor răscumpărați, în decursul veacurilor fără sfârșit ale veșniciilor. Nu merită acum o analiză și o studiere atentă? Să nu lăudăm oare pe Dumnezeu cu inima, cu sufletul și cu vocea, pentru minunile Lui față de fiii oamenilor? Am un apel pentru tine. Privește la bunătatea lui Dumnezeu care se arată clipă de clipă față de tine prin darurile pe care ți le oferă. Recunoaște iubirea și mila în fiecare aspect al vieții tale și adu-I mulțumire. Nu lăsa ca rugăciunile tale să fie doar cereri. În schimb, umple-le cu laude și recunoștință. Prin aceasta, vei experimenta o putere și o apropiere mai mare de Dumnezeu. Laudă-L pentru minunile sale și arată altora măreția Harului Său. Meditează la următoarele întrebări. Cât de des îți exprimi recunoștința față de Dumnezeu în rugăciunile tale? În ce moduri ai văzut bunătatea și mila lui Dumnezeu manifestându-se în viața ta? Cum ai putea încorpora mai multă laudă și mulțumire în rutina ta zilnică de rugăciune? Un alt mod practic prin care poți să-L lauzi pe Domnul, pe lângă rugăciune, este să povestești despre bunătatea lui Dumnezeu seminilor tăi. Când te întâlnești cu prietenii, familia sau colegii de muncă, începe conversațiile cu expresii precum lăudat fie Domnul sau Dumnezeu a fost bun cu mine. Împărtășește experiențele tale de credință. Încurajează-i pe ceilalți să facă același lucru, creând astfel o atmosferă de laudă și recunoștință în jurul tău. Utilizează rețelele de socializare pentru a publica mesaje de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, inspirând și pe alții să recunoască binecuvântările din viața lor. Fii un exemplu de vorbire plină de credință și laudă în orice context, arătând că Dumnezeu este mereu prezent și activ în viața ta. Amin.